Salut! Dacă îți place acest video, poți ții cu un like. Acum să începem. În episodul de azi vom juca Magic Rampage. E un joc în care îți faci caracterul, are diferite clase, te duci ca să salvezi regele, chestii dintre astea. Acum hai să ne facem caracterul. Oare ce să-l fac? Să-l fac hoț. Asta aș vrea să-l fac eu. Ai multe clase, de exemplu, și are aici abilitățile. Eu am terminat deja jocul ăsta, am vrut să fac un episod cu el, ca să prea, dar am vrut doar să văd cum e jocul. Mi-a plăcut așa tare că l-am terminat și, na, eu clasa asta am fost, dar acum hai să ne facem pe magică ce avem de făcut. Cred că o să facem clasa asta. Și da, clasa asta face mai mult ca sigur, Magic Power. Da, are ceva, are ce. Deci o să fie magie neagră. Să legem ochii. Și mi-e ușor dacă nu să mai bate în partea aia, în partea aia. Să fac față. Așa o să fie. Floarea roșie. În albaș, nu trebuie să arată bine. Cred că o să facem câte 5 levele pe episod, dacă o să fie. Nu o să dau skip de eu, deja m-am uitat. O dată într-un timp. A fost un foarte puternic vrăjitor care a evadat un castel, nu știu Warlock ce înseamnă, cred că un fel de vrăjitor. Da, e vrăjitor, mai mult ca să arată. Trebuie să-mi iau ceva de magică. Trebuie să mă infiltrez în castel la alți soldați. Soldați, pardon. Și trebuie să mă uit în spatele chestia astea. Aici știu niște trucuri. Dar am trebuie sabie. Uite aici ceva pentru mine. Sper că mă aud corect. Cum numele jocului o să-l pun în titlu. Magic Rampage. Cam așa se numește. Am spus la început, bă, da, cred că era să mor. Dacă cad acolo, mi-a jumătate de viață. Nu știu să strivesc familia. Arăt ca un soldat eu. Fix asta arăt. Un pumnal. Sunt pe față. Așa de dur mă jignește. Ce să mă spăt pe față. Eu surât. Am luat o poțiune. Cred că la început intro-ului, cred că, adică la intro, cum am început video, cred că am auzit puțin răgușit. Dar nu știu ce s-a întâmplat. Am fost o leacă răgușit și, na. Eu de obicei când filmez din două părți. Una filmez până la 2 minute să mă văd cum aud și alta, na, filmez pe la vreo
ori filmez, ori testez prima dată cum aud 15 secunde, ori testez 12 minute. Se iau asta. Oricum eu sunt mai bun pe magică, deci n-ai vreo să iau sabia. Am descoperit o cameră mai secretă, un spațiu cum ar veni. Aici o armură. Eu oricum o să mă fac pe magică. După ce, cred că armura mea care am pe caracterul mare e bună și pentru magic, dacă e bună e perfect. Strâng în bani. Și după aceea mai fac un caracter. Încă unul mai fac. Sau știu ce va fiecare caracter cu armele lui, dar m-aș gândi. Caracterul mare are o armură, dar eu vreau armura aia de 4. Ai, ce topor, mă. Dacă e ceva acolo, nu m-am uitat. Nimic. Topor, mă. Mi-mi trebuie un băț din ăla magic. Un băț. Dar nu am băț. Eu vreau. O să mă facă aproape toate clasele, mă gândesc. Ah, un achievement nou. Interesant. Îmi dă un bonusul ăla, e foarte important. Diamantele sunt foarte importante, mai ales pe ultimul capitol sau ultimul capitol. E foarte important diamantele, dacă nu le ai, pe nașpa. Te sfătuiesc să duci să le cauți, chiar dacă e greu și nu le găsești. Filmez, dar filmez. Perfect. Unele costumi și arme au chestii diferite. Abilități. Direct în cap, eu mă ăsta. Știu să joc acum, am jucat. Dacă vreți, ori facem așa. Vă arăt pe părțile mai importante din joc. Ori. Dai, un buton clic acolo. A, nu. Ori știi cum putem face? Putem, cum să zic, să facem tot, adică câte 5 episoade pe zi. Hai mă, vorbește. Așa. Nu știu câte episoade pe zi. E că putem face episoade pe zi, adică vreți, dacă se ține chiar, nu știu, câteva like-uri, de exemplu. Un băț, nice. Ce mă? Wait, de ce e așa de... În fine, nu vreau să știu. Dar îmi place cum arată, oricum arată fain. Încă o chestie. Sau putem face pur și simplu competitiv, adică să joc cu player, cu caracterul... Nu, ce, o să fac un caracter separat? Adică e foarte mult de muncă, eu am jucat ceva ca să termin jocul, deci nu, cred că o să fac caracterul mare dacă vreți să nu uităm la storyline. Storyline nu prea așa e important, adică este important, dar nu s-a lăsat tot capitolul și nu prea avea rost să vă arăt. Deci mi-a zis de un capitol și așa, bine, adică are rost normal, dar nu știu ce să zic. Dar nu găsesc, frate, ceva pentru magică, nimic. Care să fie o leacă bun și decent, măcar. Nu mai hai să-l dau. Nu am văzut chestia asta. Chiar mi-a dat din asta?
Ah, le barb set. Ce am chestia asta? Ok, se pare că jucăm cu asta acum. Ce să mai... Eu la orice joc care trebuia... care trebuia să-mi ia clasa mea, eu jucam cu Warrior, chestii dintre astea. Nu-mi plăcea mie. De exemplu, Madden. Oricine a auzit de jocul Madden. E un joc bun cel. Jucam numai cu Ninja. Era ceva, un fel de câine, caracter, nu mai știu cum se numea, dar în fine. Și Warrior mai jucam. Și Sura am jucat, dar Shaman nu prea îmi plăcea. Bine, dar știu că era un caracter foarte bun de asemenea. Am jucat. Da, văd și eu după mii de că mi-a arătat asta. Să mă uit în inventar. Jocul ăsta nu știu, e așa simplu. E bun, de exemplu, mai este puțin și începi școala, din păcate. Eu, de exemplu, fac naveta. Și mie, cum se zice... Ah, mă, ceva de foc. Mi-ar plăcea să mă joc, de exemplu, asta când mă plictisesc, când am net, de exemplu. Când nu prea măcar telefonul, nu știu de ce, chiar ar trebui să mă încarc. Nu știu, ori mi se la mie, nu mai știu. Poi nu cred că dă mai mult damage. Ce asta? Asta-i pumnal. Mă ajută. Nu știu. Dar ce element e asta? A, niciunul. Au. Bă, dacă durează focul ăla. Durează ceva. La Grim Soul trebuie să fac, nu știu, nu mai am idee ce să mai joc, adică, ziceți și mie în comentarii, adică, na, nu pot să vin mai eu cu ideile. Adică un joc pe telefon să fie. Cam calculator, dar nu prea e bun. În sensul că nu știu, n-are placă bună, a fost bun la vremea lui, dar acum, nu prea mai. O să trebuia să-mi cumpăr, pe viitor. Oricum, dacă o să fac live-uri, o să știți comentarii. Mă, ce prostii cred că fac acum. O să, dacă o să fac live-uri, nu o să fac 100 de abonați, ceva genul. Mamă. Acum, dacă fac live-uri, nimeni nu se uită. O să am 100 de abonați, ceva de genul o să fac. Dar, na, până atunci, mai durează. O să fac live-uri și o să mă uit la comentarii. O să fac cu diferite jocuri, Clash Royale, chestii dintre astea. O să mă uit de pe telefon, nu de pe telefon, de pe calculator la comentarii. A, am ajuns deja acolo. Bun. Dacă cad în groapa asta, mi-a jumătate de viață. Adică jumătate îmi dă ei iau... Ups, mi-au o inimioară și jumate. Nu folosesc poțiuni, că deja știu să joc jocul ăsta. A, încă n-am abilitatea deblocată. Cam are o abilitate interesantă. Bine, Wario are o abilitate foarte fain. De cuvântul meu. Un pumnal și gata. Diamant. Da, creează pe aici. Nu știu cum, nu cred că poți să arăt. Pe aici, prin jurul lui, un câmp și elimină tot, aproape tot ce e în câmpul lui. Prin apropierea câmpului, cu cât e mai aproape inamicul, cu atât e și mai mult damage, dar dacă e inamic cu armură bună, ca asta nu și-a damage, dar creează două bariere cu scuturi și e foarte fain. Bine, dacă are cum dă are asta o fel de rază și dă damage, îmi dă damage, îi dă, deci, da, totuși mi-mi place Warrior-ul pentru faza asta. Și și asta îmi place, că... Nu știu, bonus level și asta îmi place, nu știu, arată foarte șmecher. Nu, ia așa am făcut prostia care fac eu de obicei. Stai că pot. Hai.
Dar nu știu cum ar... Nu împinge, nu împinge. Trebuie să-l chem pe zi, băi. Giculei, vină încolo. Hai, mă. Trebuie să vină cineva pe aici. Eu nu-mi dau seama că pot să iau chestia asta, că îmi place. Îmi place. Stai cu... Stai. Wait. Doamne. Ce-am ajuns să fac? Hai mă. Stai drept. Da? Nu. Nu așa. Nu știu cum să fac ca să iau vaza asta. Nice. Asta e dacă nu conține ceva fain. Doi bănuți o conțin. Hai mă, dați-mi pe aici ceva. Vreau cu coace. Hai, hai. Trebuie să mă duc cu ăștia. Nu cu. Lasă bă. Așa, damage. La așa nu ăsta, bă. Da, băi, ce asta? Hai. N-am văzut butonul ăsta până acum. Mr. Mac Giver, ceva genul. Uau, ce e, ce muști. Așa. Perfect. Sper că am avut cum trebuie. Ia să vedem ce mi-a dat. Mamă. Ce tare. Dai să vând niște chestii acum. Ar fi fain. Deci niciodată, dacă credeți că aveți multe poțiuni, să nu le vindeți, că o să... Cam, la ultimul capitol o să fie niște boss fighter-uri și... Na, ăsta aș vrea să le iau eu. Da, asta arată bine, arată... Auzi că arată bine. Îmi place, îmi place, îmi place și îmi place. Mic, îmi place în ceva, o să cumpăr. Cumpăr deja, gata. Staff of Darkness. Cred că o să fac un video mai lung, cred că o să fac când până iau banii sau o să fac off camera. Cred că iau deja banii. Am pur și simplu. Mi se pare amuzant că el nu e ăsta, cum se numește, bățul în mână. Pur și simplu, da, e așa. Și ce n-aș pune aici, că în achievement room, uite. Nu îți dă toate, trebuie să intri și să ieși, să intri și să ieși. Acum nu mă plâng că îți dă 21 de bonus în plus dacă faci asta. Chiar dacă n-ai niciun achievement. 21 sau 9. Da, 21. Hai bă, dacă mi-ai dat achievementul ăla cu Mr. Jim... Ju... Na, nu mi-l dă. Așa, trebuie să mai fac 3. Atâta trebuie să mai fac. 3000. Nu, cred că o să facem 10 pe episod. Hai să nu facem nici 10. Facem 7, ceva genul. Dar unde pleci, măi? Warlock. Nu știu ce înseamnă Warlock. Nu... Poate nu-mi vine acum. N-am niciodată cuvântul ăsta. Ca să se descurcă, are viața infinită. Care e viața infinită, că face un caracter foarte important din
joc. Deci pur și simplu eu iau itemele, ia să descurc cu totul. Pac, 34. Dacă iau ăla, eu sunt pe magie neagră, dacă iau ăla, cred că ați văzut și voi, îmi dă plus 21 și dacă după aceea o să-l upgradez, să fii șmecher. Foarte șmecher o să fie după ce iau. Pac. Pentru 17 bănuți. Cu cât, nu știu, dacă ai chestia verde, adică ai asta verde, se încarcă mai repede asta. Stamina sau nu știu ce-o fi asta. Dacă o ai galben se încarcă mai greu până o faci verde. Dacă faci, dacă o ai, uite, exemplu așa. Ia uite, merge foarte greu să mă încarc acum. De-aia am trebuit să epuizez energia. Perfect. Nimic. Acum să ai și noroc la iteme. Mamă, cum sperat aici. Eu nu sunt un gardian. Hai, vreau să scad și eu, nu pot scad eu. Așa cum trebuie să facă dialog. Nu, știi ce, o să facem 8 episoade, 8, o să fie perfect, nu știu câte episoade, nu știu câte levele, sunt 40, 8 ori 5, 40, e perfect atunci. Deci o să facem câte 8 episoade. E cu 8 levele, pardon, nu 8 episoade. A câte 5. Nu e nimic, nu mă duc la competitiv încă. Încă mi iau o bătaie de mă rup ăștia pe pământ. Stai că mi-e întreb poate cutia aia. Au. Mai nu trebuie. Bun, perfect. A, e genul ăla de level. Scheletul să mă îndrăgesc, vine după mine. Dacă mai dăm la ce mi-aș iau și armă. Scheletele ăsta, auzi la el ce că vine și dă cu osul. Osul ăla dă mai aproape cât dă arma mea. Magia mea, îți dai seama? Ar trebui să dea 2 damage ceva. Cu osul ăla dacă așa de OP, ar fi fain și în viața reală. Aud la schelet. Șmecher. Oricum, în ultimul capitol schelete o să fie enervați, mă, pur și simplu. Uite, și asta e un fel de schelete. Într-un zombie, da. Uite câtă viață are. Are armura aia mai... Are armura bună. Unde mă duce aici? Uite, m-am speriat. Ce m-am speriat de chestia asta. Pur și simplu, pac, am căzut. Elementul ăsta aer te ajută să nu ți-e damage în țepi. Ar veni, uite asta, aer. Sper că fac bani, adică. Perfect. Cred că nu e genul ăla de joc în care
Am un bonus level. Stai să iau asta. Păi fac banul. Banul. Cum se zice la mine la țară? Banul. Nu cred că e genul ăla de joc în care să fii distractiv, să te uiți, dar cred că e fain să-l joci tu, adică nu știu, timpul liber. Da, cred că asta e. Pe unde s-o iau? Văd ceva care se lucește acolo. Asta-l vând. N-am ce faci cu ciocanul, nu stor. Trebuie să fim pe undeva pe aici ceva. Au, noi. Unde-s, bă? Bă! Alo? Stai. Ce s-a întâmplat, mă? Ok. Eu practic am terminat nivelul, ia uite, stai. Mă vedeam puțin, nu mai înțeleg nimic, dar în fine. Am bugui jocul. Trebuie măcar să-mi dea bănuțul care vreau eu. Dar nu mi-l dă. Hai că el luăm și stafful ăla, parcă era 20.000. Parcă. Acum asta lis cu un pește, poate. Poate, poate. Nu, no, avem perfect bani. Avem perfect. Da. Nu mai avem prize room. Am uitat, am făcut o prostie. Uite asta caracterul mare. Armura asta care oamenii care mă ajută să sar nu o port deoarece pur și simplu ți-ai aproape ți-ai damage-ul full practic. Stai. Îl iau. Ia uite cum le scumpește. Parcă era 20.000, parcă, dar... Nu, se lasă. Asta am bănuțul. Perfect. Stai. Nu, cred că pune capă, face câte 5. Face prea mare prea mare videoclipul și na. Hai că la 2 sau 3 like-uri facem partea următoare. Deci o să punem capăt acestui episod. Vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa, pa!